Vreau să vă prezint în acest clip o rețetă simplă a unei soluții care ajută la slăbit. Deci să nu se înțeleagă faptul că această soluție singură slăbește. Ajută procesul de slăbire și o să explic imediat cum. Părerea mea este că trebuie asociat cu post intermitent și consum redus de carbohidrat. Soluția e foarte simplă, 250 de ml de apă în care pui o lingură de semințe de chia, o lași un minut, două, apoi adaugi zeama de la o lămâie, amesteci foarte bine, dacă ai amesteca la blender poate că ar fi și mai bine și o bei dimineața pe stomacul gol. Semințele de chia conțin fibre, aceste fibre absorb apa, se umflă și formează un gel, iar acest gel încetinește digestia și creează o senzație de sațietate care durează mai mult timp. Și în felul acesta te ajută să-ți prelungești pauza alimentară, este excelentă deci în postul intermitent, nu-ți vine foame. Așa deci, opinia mea este, ține post intermitent, reduc consumul de carbohidrați și fă și această soluție pe care o bei dimineața pe stomacul gol. Și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!